Info, uite de la garajul ăla de la, din casă, În uite-te unul 3, acolo. în 2, Mădălin cu Matei ține sinta pe sniper. Eu nu văd niciun sniper. Aveți în 3, 2, 1, trageți! Începeți focul, da. Haideți! Are! Mortul, mortul, nu? O tras după mine, haideți, haideți, trageți! Intrați! Se trage, intrați, intrați, intrați! Intrați, intrați, intrați! Sunt blocat la intrare. Aveți grijă! Unul e mort, băi! La ușa din spate. Aveți grijă! Veți să intrăm ăștia cu shotgun, intra? Hai, intrați! Hai, intrați! Intrați pe o dată! Intrați! Intră! Mai unul în garaj! Bă, v-am zis la boscheți, ce nu înțelegeți? Unul mort, cred. Da, încă hai, băieții mei! Are hack unul, are hack! Are hack! Are hack! Jos aia, jos aia, jos aia, jos! Încă unul jos, încă unul jos! Bravo, bravo, bravo! Intrați, intrați pe etare! Intrați pe etare! Suntem! Am intrat, am intrat, am intrat! Intrați pe etare! Intrați, gata! E pala, eu rămân pe poziție? Gata, bă! Ce, mă, atâți au fost? Gata! Mai trebuie să fie, mai... Mai trebuie să fie, controla zona! Controla zona! Controla zona, intrați! Se trage, se trage! Coborâți! Nu, 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 sniperii stați acolo, sniperii stați acolo! Rămân, rămân! Nu, sniperii, rămâneți pe poziții, uitați-vă prin toată rămâneți zona! Rămâneți pe poziții! Bă, trageți în bușuri, trageți în bușuri, trageți în bușuri! Bușuri, aici, trageți! Aici, unde sunt eu, acolo, că au... Masterea, mamă, ce mai... Cine a murit? Cine a murit de aici? Nimeni! Nimeni! Bine! 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 Bă, e pala ea, chem l-a omorât pe ăsta, eu l-am omorât pe aia. Bine, bă! Bă, bă, ce vă iubesc! Vă iubesc! Bine! Aici e aia. Am și eu o problemă. Spune. Am anunțat înainte ceva și... A zis să vin pe la ora 6. Pentru a vorbi cu cineva mai mare. Nu, nu. Aaa. Mai mare, uite. Ok. Da? Domnul, am și eu niște informații. Putem vorbi cumva numai noi doi? Cu mine vorbiți? Da, că a zis domnul polițist că dumneavoastră sunteți cu grad mai mare aici. Da, haideți în birou. Ok. Nu vreau să ne audă nimeni. Încă ca așa, domnul. Nu, ești mai afară. Ia zi. A zis pe la ora 6 să revin că atunci se vor aduna mai mulți. Bun, domnul. Mă auziți? Stați așa ca să mai vină un coleg. Ok. E cam o problemă, na, un pic cam mai delicată. I-am explicat la un domn care e la rutier, l-am întrebat. Stați așa, stați așa. Bine. Probabil o să fac și închisoare, dar... asta nu contează în momentul de față. Da, te-a întâmplat. Bună, da. Uitam și eu niște informații despre o mafie. Și am și eu niște probleme un pic mai serioase în legătură cu această mafie. Numele mafiei este Mafia Castillo. Le știu locația, le știu tot. Din păcate am făcut parte din această mafie deoarece mi-a furat nevasta și copilul. Da, acum ei nu știu pe unde sunt. Ei s-au dus cică la un jaf. Dar am venit repede până la voi. Pentru că am fost singur în mașină și am putut să profit. Am înțeles. E luat o declarație sau...? Nu, 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 te-am chemat pe tine. Oh, știu că tu ai GoPro pornit și... Ți-a să mă întorc. E un pic... Puteți lua un loc pe canapea sau pe scaun. Am să iau aici. Dacă puteți să spuneți gen detaliile mai mari și de, cu deamănuntul le vom vorbi în mașină în timp ce mergem spre așa zisa locație pe okay. care o cunoașteți, ca să fim eficienți. Problema care a fost? Eu am fost dator la acest băieț cu o sumă mai mare de bani.
Ei m-au prins într-o bună zi, eram la bancă, am vrut să scot niște bani. M-au prins băieții și au zis în felul următor, dacă nu mă pun să lucrez cu ei, atunci va trebui să suport consecințele. Nu am știut ce fel de consecințe. Până m-am dus într-un loc, la ei, normal, la zona lor, și mi-au arătat nevasta și copilul. De acolo, nu... Mi-a spus frumos, mi-a dat un pistol în mână și au zis că, bun, cu această armă îl vei proteja pe șeful nostru, să spun așa. Zic, bine, și ce trebuie să fac? Păi am fost la trafic de droguri, de arme, spargeri de bănci, asta obligat de el. Deci nu am avut încotro. Știu că voi face pușcărie, dar... vreau cumva să-mi salvez femeia și copilul. Și până acum n-ați fost prins de vreun echipaj de poliție? Desigur că nu, pentru că am fost ascuns. Am lucrat foarte bine sub acoperire. Și asta s-a întâmplat de mult sau recent? Recent. Acum 2-3 zile, 4, cam așa. Și în asta 3-4 zile s-a cam făcut așa de multe. Am înțeles. Da, deci vă rog frumos să mă ajutați, că nu mai suport cu acest domn, mă amenință, mă pune să mă și drughez, dacă nu trag o liniuță, știți dumneavoastră la ce mă refer, mă cam amenință cu cuțitele, cu armele, nu mai pot, credeți-mă. Nu înțelegem. Da, mă plec la voi că poate mă puteți ajuta. Vom încerca din răsputeri, vom spune la departament. Și la conducere, bineînțeles. Ajutăm cum putem și vă mulțumim că ne-ați anunțat. Chiar ne ajută foarte mult. Putem oricând... Spuneți. Eu vă mulțumesc că mă puteți ajuta pe mine. Sper să rezolve cât de repede această problemă. Desigur, dacă vom avea destule informații și dovezi, vom deschide și un mandat, dacă este nevoie să mergem. Am și locația lor, unde este, am tot. Ce doriți dumneavoastră, asta vă ofer. Acum, în momentul de față, ei sunt, cred că sunt în oraș. Din câte am înțeles, acum 20 de minute, au vrut să dea un jaf la bancă, de-aia am venit aici. Mi s-a zis că pe la ora 18 să vin la poliție, pentru că atunci o să fie cineva mai mare și am să... pot să vorbesc cu el, să spun așa. Da. Deci dacă vă pot arăta locația unde sunt ei, unde locuiesc, să spună, da, locuința lor, a șefului, stă împreună cu oamenii lui. Ce ne-ar interesa cel mai mult ar fi în felul următor. Locația lor, îmbrăcămintea, mașini, lider și co-lider. Cam astea sunt detaliile cele mai importante. Ok. Informațiile astea o să le luăm pe drum. Dacă spuneți că ei sunt plecați în oraș, o zice să ne grăbim, să încercăm să ajungem la locație, să nu fim prinși. Desigur, și între timp pe drum și acolo discutăm mai multe. Desigur. Sper să nu se fi întors la casă la ei. Dacă este nevoie, mergem și cu elicopter. Ce vreau să vă spun, dau și sniperi, ca să știți. Deci nu știu cât de tare repede ne putem apropia sau cât de tare ne putem apropia de acea zonă. Da, cu elicopterul dacă mergem putem vedea cu camera. Bine, bun. Ok, atunci putem merge acum sau... Aoleu, ce s-a întâmplat? Al treilea război mondial. E ok. Față de ce se întâmplă, adică e ok. Trebuie să ne așteptăm și la bun. Mă duc să-mi iau armura, să mă echipez și ne vedem sus pe secție, colegul. Desigur. Okay, între timp dumneavoastră, haideți cu mine. Mergem sus și îl așteptăm pe colegul să... Bine. Să vină. A mai fost un băiat aici, care vrea să dau declarație. Băiatul acela a fost și el tot din mafie, de-aia am vrut să vorbesc cu dumneavoastră. Am avut contract cu ei. Să intrați pe ușa, e descuiată tot înainte. Ca să rămân să închid ușa, ca să nu... Da, tot înainte și sus pe scări. Bine. Băi. N-avem ce face, asta e. Am mințit, dar... Na.
Pe unde? Aici, la etajul 2? Hai de sus, sus, nu, sus. Nu, nu, mai sus, mai sus. Mergi, luăm elicopterul. Da, voi risca să fac și pușcărie pentru chestia asta, dar doresc să mi se salveze copilul și mai ales nevasta. Pentru că ea m-a oferit un copil. Acolo. Și pe copil. Aoleu, domnul, ce ați făcut? Nu s-a întâmplat nimica, nu s-a întâmplat nimica. Ia, na bine, mă pune spate, domnul. Da, da, da. Am mai zburat, sunt obișnuit. Nu-mi plac muzicile astea, dacă se poate ceva de mafie, ceva, știi? M-a oprit muzica. Dacă se... Puneți acolo, pe monitor, mi-a va apărea și mie în față unde. Bun, acolo va apare. Acolo să putem merge. Sunt pe cam. Sper să ajungi. Ia altitudine cât de mult poți ca să... Vedeți că au și sniper, ca să știți. Uitați, că e aici în față, aici în față, jos. Care casă e mai exact? Prima, deci, a doua... unde vedeți o mașină jos, dacă vedeți. Mașină? E o mașină albastră sau ceva albastră ar fi. A, chiar în mijloc. Da, da. Deci chiar acea casă este. Da, da, da. Acea este casa șefului, în care are și droguri, are arme, are de toate. Nu e nimeni în casă sau în zonă. Probabil sunt la plimbare sau pe undeva la trafic. Fac poze să avem la documentare. Bine, bine, bine. Domnul, ce frumoasă tabletă, domnul. Da, încercăm pe cât posibil să fim la zi cu noile tehnologii. Cum a spus că se numește Mafia? Mafia Castillo. Am înțeles. Dacă ați putea să ne spuneți ce mașini conduc, culoare, model... Mașinile, asta ar fi un Mercedes 4x4, adică jeepan, negru, tot negru. Sunt îmbrăcați la costum. La costum. La o vestă așa de armată, să spun așa. Au mască pe cap și acea mască o folosesc mereu. La fel am folosit-o și eu. Ok, deci asta e locația cu documente și cu mașinile. Ce nu mai trebuia? Păi avem așa. Mașina o știm, îmbrăcămintea o știm, locația o știm, liderul și co-liderul. Ok, numele liderului este, așa îi se spune, Epala. Și a co-liderului este... Numele lui, de poreclă, va fi Upstreet. Altceva nu cunosc. Ați văzut? Da, aici este pe înregistrare. Ok. Tot ce vorbim este înregistrare, după aia de pus la dosar, sub protecție, da, da, da. Deci... Am înțeles. Aceasta este porecla lor. Altceva nu... Nu mai știu. Apropo, vedeți că băieții... Cum văd o mașină pe aici prin zona, deja încep să treacă. Sunt foarte... Deci sunt agresivi. Da, sunt foarte agresivi. Înseamnă cu ei nu se va putea vorbi, deci n-am înțeles. Da, deci... De cât am înțeles, băiatul, șeful, să spun așa, are doar 18 ani. Și... Nu prea e cu cine vorbi, cred, da. Da, așa de tânăr. Ci că am moștenit de la părinții lui chestia asta. Nu știu cine i-a fi dat o organizație de genul pe mână, dar eu nu, dacă era copilul meu. Băi,
Zburăm cu elicopterul. Ce fac, bă, fric nebun. Dar cât timp mai avem la dispoziție, dă ture la casa asta de poze să știe echipa tactică ce fuge din tot. Dar vede să nu, să nu apare de undeva. Din nou. Ce fain zboară cu avionul, ce fain de informații au fost, băi. Aveți vreo idee cam câți membri sunt? Desigur. Acum sunt 13 membri. 13 oameni în căsuța asta? 12, că eu probabil nu o să mai fiu. 12 doar în zona asta. Aici în față, la căsuța din față, locuiește bodyguardului, care are cel puțin 10 ani de sală, kitbox, MMA, nu mai... Na, nu te poți pune așa cu el, la o bătaie unul la unul. Colegul, dacă observi, e și bună zona. Avem o mașină neagră, număr de matriculare CT17576. Da, da, hai, Dodge Charger, am ajuns acasă, mă fi treacă de ceapă. Nu mai du-te, 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 du-te. Cred că e doar un coleg de-a lor. Bine că avem o mașină și un număr de matriculare. Da, da, țin unul pe el. Uitați că mai vine încă o mașină încolo. Sper că s-au luat informațiile despre care v-ați avut nevoie și sper să mă ajutați cât de repede. Da, vom procesa datele, le vom pune la dosar, vom face o ședință cu capitanul, după care cel mai probabil se va organiza un ride, sperăm. Da, da, da. E colegul, e luat numele când a venit sau... Nu, te-am prezent. Bun, să vă prezint, să-mi spunem cine sunteți, cum vă... Numele meu este Alex Tătaru, în vârstă de 23 de ani. Da, cum vă numiți și... Ok, un număr de telefon aș dori. Ok, mi-a dat, stați să mă uit pe telefonul meu. Azi nu că nu mai știa, aici l-am găsit. Tătaru Alex, în vârstă de 23 de ani. Ok, să vă dau un bip acum să mi aveți okay. Și mie numărul. Când o să avem totul pregătit și... când o să fim gata de operațiune, o să vă anunț să nu mă salvați în telefon, dar să știți că acela este numărul meu. Okay. Sau puteți să mă salvați sub, nu știu, cel de dumneavoastră, să vă trimit un mesaj codificat. Mai bine nu. Mai bine nu. Că dacă nu știm de liderul dumneavoastră dacă va verifica telefonul sau chestii de genul, așa că ceva undercover ca să... Cel mai bine. Aveți încredere în mine că v-am dat acel număr corect și când va fi, doar sper să fiu în oraș în momentul de față. Că din câte am înțeles, am să trebuiască să plec cât de repede, că m-au prins că i-am furat de niște bani pe băieți. Și na, mă scuzați, vin un pic mai încoace. Noi vă sfătuim să nu vă expuneți așa de mult. Prin zone restrânse, nu știți unde veți fi urmăriți și de către cine. Da, puteți fi urmăriți de orice mașină, chiar și de un Logan, care nu vi s-ar părea suspect niciodată. Fel de polițist, deci... sau? Poftim? De polițist, nu? Nu, mă refer la
foștii membri ale dumneavoastră, foștii de-aia colegi. De-aia am schimbat îmbrăcămintea, pot să mă duc să fac o operație facială la medic și o să vedem după aia, sper să nu mă mai recunoască. Și o să-mi schimb repede și buletinul. Dacă simțiți că nu puteți să evitați chiar așa de mult să nu vă expuneți, mergeți prin zone aglomerate și publice, în caz de orice să nu fie un pericol așa de mare și să putem interveni ușor. Da, da, da. Domnul, eu acum mă scuzați că vă dau această informație, dar eu cam am un pistol aici, puteți să vedeți dacă e bun, dacă e adevărat acest pistol sau e doar cu bile. El mi-a dat un pistol, a zis că e cu glonțe. Acesta e doar de autoapărare. E ok? Ia stați așa să văd. Ia și verifică. Noi o să încercăm în maxim 48, dacă nu 72 de ore să procesăm informațiile și să venim cu un plan de atac asupra locației, asupra mafiei. Sperăm să meargă lucrurile cât mai bine. Ok, ok. Ce spuneți de acest pistol? Este adevărat sau este... Pare fi adevărat. Ok. Colegul, uite și tu, poate greșesc. Stați puțin că mergem încoace. Da, da, da. Probabil domnul are de mers undeva. Mi l-a dat pe acesta, a zis că să am grijă de mine, dar altceva n-a zis. Sper doar să fie adevărat, să fie măcar ultimul glonț pentru el. Atât îmi doresc. Aoleu, băi, nu pot să cred, băi. Mama. Da, pare a fi adevărat, e cam metalic și din câte știu, armele care sunt false slash tip, de tip airsoft nu sunt făcute din metal. Deci, da, părerea neexperta mea e că cam e un pistol adevărat. Okay. Aș putea să vă dau doriți să stopați de el sau să păstrați? L-aș cam avem ține, că... în sec... Dacă doriți să-l țineți, puteți să-l țineți, numai să nu... Nu, doar în caz dacă apare acel om. Doar ultimul glonț pe care l-am... pe care îl pot ține aici, să fie pentru gâtul lui sau pentru capul lui. Doar atât vom vedea dacă putem face acest lucru. Măcar dați-mi ocazia ca eu să-l pot împușca ultima dată. Dacă veți fi prin zonă, desigur. Bun, doar să mă anunțați. Ok, vă mulțumesc pentru acest ajutor. Să coborăm. Noi mergem, mă rog, noi. Eu mă duc repede să fac îndosarierea informațiilor și vă vom anunța dacă se găsește ceva. Bine, bine. Vă mulțumesc frumos. Vă mulțumim noi pentru informații. Eu vă mulțumesc. Sper doar să-mi pot recupera în viață copilul și nevasta. Acest lucru este important pentru mine. Doamne ajută, poate găsim pe acolo sau cine știe. Nu știu, nu i-am văzut pe acolo. Problema e că, pai, nu știu unde i-a putut duce, nu știu ce a putut face cu ei. Deci, na. Nu am ce să spun. E un om foarte șarlatan, foarte șmecher, așa se pretinde el, dar sunt sigur că nu e așa. În fața poliției nu e nimeni șmecher. Dacă tot ați adus vorba despre copii și despre soție, ne puteți descrie cum erau îmbrăcați ultima dată când i-ați văzut? Desigur, desigur. Unde mergem? Tot acolo în față sau? Haideți în birou ca să-mi spuneți, să nu se audă chiar prin toată secția. Colegul, eu mă duc la secția de îndosariere să... Desigur, desigur, mă ocup de informații. Aștept ultima foaie de atac cu detaliile doamnei și a copilului ca să le împărțim la colegii noștri. Ok, domnul. Luați un loc pe canapea. Cam prea mult loc eu. Na, ce să facem? Trebuie să facem și chestia asta până la un moment dat. Doriți un pahar cu apă sau ce? Dacă vă rog frumos. Stați așa.
Poftiți aici o doză. Stați așa să-mi iau de aici. M-am primit salarul ăla de mecanic. Nu, n-ați văzut aici nimic. Așa. Ok. Deci copilul pare ochi albaștri. Vârsta de 9 ani. Numele lui este Tătaru Tot Alex. Deoarece i-am pus numele. Stai să-mi notez că pixul meu nu scrie. Bine. Domnul sunteți cam răcit un pic. Puțin. Așa, continuați. Ok, este un băiat în vârstă de 9 ani. Da. Am învățat la școala Octavian Guga. De acolo l-a luat din fața școlii. Puteți spune înălțimea? 1.40, cam așa. 1.50. Cu ce era îmbrăcat ultima dată? Era îmbrăcat într-o geacă verde, niște blugi albaștri, Adidas, mai erau Air Max, mărimea 32, 18, cam așa a fost mărimea, și părul e negru, lăsat așa pe o parte, am făcut o freză, știi? Na, nu mi-am putut joc de el, stai niște. Așa. Bun, deci ochi albaștri, Tătaru Alex, sunt 9 ani, 1.40, geacă verde, blugi albaștri, niște Air Max, păr negru lăsat într-o parte. Da. Bun. Stai să pun și eu aici foaia ca să... Acum numele soției sau? Da, asta se iau altă foaie. Ok. Așa, să scriu data, semnătura. Da, vă ascult. Ok, deci numele soției este Tătaru Bianca. Da, mă scuzați, Casiana. În vârstă de 38 de ani. Un pic mai în vârstă, dar na. Nu contează, iubire să fie. Păi da. Și a fost ultima dată îmbrăcată tot într-o geacă verde. Suntem cu bio cu de asta, nu trebuie. Și are 1,80 m. Ceva blugi, pantaloni de training, încălțăminte. A avut pantaloni de training atunci. Și a fost într-o mașină, un Audi A3, negru, B29XKX. Cu mașina așa. Este a mea normal, dar s-a dus după copil ca să le iei de la școală. Bun. Și părul. Părul era roșcat. Deci Tătaru Casianca, 38 de ani, geacă verde, pantaloni de training, ceva încălțăminte? A avut și Auto Thermix. A fost îmbrăcată de sport, știi? Că după aceea a vrut să plece la sport. 1,80 m, Audi A3 negru și părășcat. O căprui.
Așa. Ok. Altceva? Cam atât ar fi. Bun, stați să depun și foaia asta. Ok. O trimit prin fax. Băi, ce rol pe fraților, deci dacă s-a ajuns până la momentul de față, să nu uitați de like și subscribe pentru a fi la curent cu tot ce facem. De acum o să ne băgăm într-o altă. Da, domnule, după cum v-am spus, evitați zonele restrânse. Da, da, da. Și mai ferite de lume. Dacă nu vă puteți abține să nu ieșiți din casă, deși n-ar fi indicat să mergi, stați acasă, poate vă știe locația și vine după dumneavoastră. Mergeți prin zone publice, ca să putem interveni repede. Da, da, sper doar să vă pot suna cât de repede. Desigur, haideți să vă conduc. Ok, vă mulțumesc frumos și sper să rezolve cât de repede. Sper să fiu e doar și eu în oraș atunci când se caută un polițist, caută un polițist. Eu ies de pe tur acum, sunați la cineva, vă rog. Haideți, domnul. Mai rămâneți puțin peste program să nu pot, domnule, trebuie să rezolv cazul băiatului și deja rămân peste program. Haideți, domnul. Este urgență? Da, domnul, foarte mare urgență. Păi care urgență? Spuneți acum. Deci am vrut să cumpăr o locație o de ceva ilegal, domnul. Așa. Știu că nu e frumos. Băi, dacă v-a plăcut acest episod, am apucat să vorbesc foarte mult, că eram doar în roleplay. Vă invit călduros să apăsați pe butonul de like, subscribe pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă. Acum o să intrăm într-o altă mafie. Nu știm exact ce mafie, sau poate în polițiști, în facțiunea de polițiști. Deci am ales să fac chestia asta e mai bine deoarece na, sunt niște probleme un pic mai așa, să spun așa, și am ieșit din mafia, asta a fost alegerea noastră. Bine băieți, eu v-am lăsat, nu știu, sunt început de săptămână frumoasă, sper că acest episod să fie postat pe luni. Și gata. Nu l-am băgat în seamă că aici oricum voi închide videoclipul, deci eu v-am lăsat, bye bye, o noapte cât mai frumoasă și v-am pupat.